Eu sunt Daniel Evran și bine m-am găsit la primul episod în care filmăm amândoi Surgeon Simulator 2013. Și vom începe cu transplantul de inimă în 3, 2, 1. Așa. Am intrat în sala de operație. Pacientul este îmbrăcat într-un sacou foarte frumos de culoare verde. Cu mătea de cărpa, mătea, cu mătea de cărpa. Deci. Și maică-sa la pacientul ăsta e plajă. Așa. Și acum vom bate coastele. Bang! Opa. Bă, bang. Ce rahat, mă? Ăsta n-a pornit. Să nu cazi, mă. Acum a pornit. Ăsta a pierdut ceva sânge, săracul. Bă, ciocanul nu-i bun. Afară. Așa, ce opțiuni mai avem? No, nu cădea. Din nou încă. Și vom da cel puțin două restarturi. Din cauza nobimii noastre. Bă, ăsta a intrat în... Ce mână am mutit. Așa, dai, din nou încă. Stai frumos, dă-te paharul. Am tăiat puțin mai mult decât trebuia. No. Eu am făcut recordul la acest joc. 76 de mililitri de sânge pierdut pe secundă. Like a boss. Cum pierd eu acum 17? 1, 2. În creștere. 5. Aoleo, dar 7, eu deja dau restart. 7, am pierdut seringa aia albastră și mai avea și m-am apucat să palpita zile. Și acum nu voi mai folosi acest ciocan brutar și voi folosi această morișcă. Asta e ciment, mă. Coasta beton armat. Da, sunt eu n-ai bani el când dau la coasta asta de... N-am putea rup. Opa, mi s-a blocat, mă, a, gata, s-a deblocat. Jocul ăsta are numeroase mii de buguri. Marius. Bă, s-a blocat asta. Oleu, oleu, hop, 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 afară, afară, hop, hop, hop. Pierd 20 ml. Bun. Și ca să precizăm după acum, nici eu, nici el nu e un doctor foarte bun. Vom lua asta în mână. Marius, mi-a căzut ceasul în corpul săracului om. În corpul pacientului? Da, exact. Bă, dar nu stă bine. Tu aia o bormașină. Nu, face nimic bormașina aia. Vrei să știu ce face? Bun, deci, acum, începem... La mare și câinii fac minuni. Bă, la urma urmei trebuie să o iau și eu, că altceva nu mai am. Trebuie să mai lăsăm mâna jos. Și nu știu dacă ați observat, doctorul ăsta este stângaci. Mâna-i pe mijloc, că ăsta are o mână din burtă. S-a operat băiatul. Opa. Așa, acum mai lăsăm în jos puțin. Păi când l-a operat un doctor când era mic și a uitat o mână până el pe acolo. Poți să dea n-ai bani de bormașină când am pun. Firmă-l-ai tu de bormașină, e bine că... Opa, am scăpat bormașina în burta lui. Am recuperat. Mai trecem la următoarele 20 de coaste. Gata. Eu am scos câteva coaste. Eu mai am... Bă, opa. Unde-i seringa? Nu mai am seringa. Pierde 24 de mililitri. Și la mine a pierdut. Mai opa. Mult. Da. Unde-i coasta aia? Am pierdut seringa. Așa. Băi, deci acum lucrăm profi. Bam. 8 mililitri. 12 mililitri. Cât lichid de la are seringa aia, neacă? Deci acum lucrăm profi. Mai e cu asta, stai aici. Gata. Bun, acum lăsăm asta jos. Mă, nu jos de tot, mă. Am zis să o lași pe masă. Siringa, dă-te, mă, firea, n-ai...
Dă-te după siringă. Bă, s-a pus-o. Mamă, băi, să vezi ce profil lucrez eu aici. Unde ești, fățel? Nu te rămân cu a. Ia ca jos, uite, am spart-o. Am spart cu a stiletul, nu mai trebuie. Bă, a intrat siringa în tavă. Are o cană ăsta în el. Dacă e bețivan. Opa. La mine se pierde sânge în masă. Da, da, la mine nu. Mă, băi, și ce profil cred eu. Stai că mai are cu a... Opa. Pierde 47 de mililitri. Și nu mai găsesc seringa. Trebuie să mai spui rahaturile astea după aici din el. Trebuie să... Na, cine? Trebuie la spital să te aud un doctor. Da, nu, trebuie să mai scoatem. Are prea multe. Așa, bun. Deci i-am scos cu astea. Opa! Ce... Am pus mâna pe plămâni și s-a ieșit. Am pus mâna pe plămâni și a ieșit plămânul. Ce zis? Ai pus mâna pe plămânul drept și a ieșit plămânul? Am pus mâna pe plămâni și a sărit din el. Ce noroc ai tu, la mine nici nu se clintește. Gata. Păi, plămânul ăsta zici că e beton. De nu vrea să ia. Gata, da, nu l-am. Opa, stai că l-am prins. Opa, a mai ieșit o componentă. Hai de fere. Mamă, băi, deci ăsta-i bate, nu mai zici că e balon. Știu. Gata, ți-am zis eu cu asta aia în curcă. Fine, mai bine un cap plămân. Bă, deci ăsta nu e plămânul. A, asta nu zic că trebuie să stai ca asta aia, că... Da, dar tu ce faci, transplant de inimă? Da. A, și eu. Acum, marș. Așa am tăiat jumătate de maț, o zblatoa. Eu n-am tăiat mațul, acum încep să-l dai. Am realizat că am tavă goală, nu mai am niciun bisturi. Eu am dat vreo două restarturi. A, uite, pe tava. Mi s-a blocat acolo. Mâna. Mi s-a blocat mâna în inima. Am luat două bisturi. Mă, mi s-a blocat inima, mâna în inima ăsta. Opa. Ok, dă-mi colo de maț. Gata. Am tăiat unul. Mergem pe direct așa. Opa, trebuia să tăi și ficatul ăla. Acum trebuie să tăiem toate arterurile. Gata, nu-i mai bate inima. I-am oprit sângerarea de tot. Bă, nu înțeleg. Lui ăsta nu-i mai bate inima și de ce mai sângerează? Dar adică... tu vezi la, dacă vezi și felciznești din ăsta sânge. Și schimbă-te în artizian. De serios, dacă vezi și felciznea sânge. Bă, dar mie să nu mă pună pacientul să-i fac și curat pe aici. Ce fel arată? Ești la ficatul ăsta, are o gaură în el. Bun, acum trebuie la să... La mine rău. Inima are vreo 7. Nu, bă, ole, am realizat că nu i-am tăiat toată inima. I-am realizat că mai trebuie un bisturiu. Bă, da, i-am tăiat-o. Ți-aș da eu, dar... Așa, gata. Bun, acum cu acest bisturiu vom avea foarte mare grijă. Să tăiem acolo ceva. Așa, deci da? Am scos inima și acum îi... Bă, ia să-și ne este sânge din nebunul ăsta, nu? Așa, acum trebuie, dacă scapi inima acum, mă, gata. Bă, am răsat bisturiu în el. Bisturiu, vină cu bisturiu. Am prins inima. Mai râs. Am realizat că eu nu filmam. Eu filmez. Dai mânca, îmi glumez, filmez. We made it! Eu am lăsat ceva în el, dar nu-i nimic. Și acum îl aștept pe Marius. Da, mai joacă-te și tu pe acolo până când mă aștept pe mine, că eu mai am puțin... Am luat ciocanul. Ciocanule, cine te zic că trebuie, te vreau puțin? Ia Marius jos acolo, nu mai am nevoie de tine. Așa, eu îți trec la următoarea operă. Nu! Facem tot jocul într-un singur episod. Da, nu mă nebune. Da, mă. Tu îl faci. Tu ești mai tărat. Eu trec la a doua. Gata, am tăiat inima. Nu, că mai bați. Da, eu o să mă joc cu setările. Mai joacă-te puțin că... Options, Mai ai timp să te joci oricum. Am tăiat-o, mă? Gata, nu mai bați bine. Ăsta încă pierde sânge. Trebuie să-i opresc sângerarea repede. Eu am oprit-o. O facem ca profesioniștii. Ciordim inima. Ciordim
ușor din minimă. Dar dacă nu mai ne vede... Bă, nu poți să iau inima, ești nebun. Mă sună cineva. Gata, am luat-o. Cine ai? Bă, nu se iau receptorul, am luat telefon. Ce? În loc să iau receptorul, am luat telefonul. Alo, cine ai? Eu trebuie să deschid inima asta la altă. Nu să deschizi inima. Capacul la inima asta. Vino. Stai că vreau să fiu terorist. Distrug tot biroul ăsta. Gata, am făcut transplantul, am pus inima în el și gata. Bravo. Și cam atât a fost pentru azi, nu uitați să vă abonați, să fac toate alea. Ne vedem la următorul episod din Hai să fim doctori retarzi.